Începând cu data de 18 septembrie, cinematograful 3D din municipiul Călăraș și-a reluat activitatea. Despre filmele ce vor rula în perioada următoare, aflăm mai multe de la Georgiana Teodorescu, manager interimar al Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș. De astăzi se reia activitatea cinematografului 3D. Dați-ne mai multe detalii. Ne bucurăm foarte tare pentru că în sfârșit reușim să reluăm activitatea. Spectatorii ne tot sună și ne întreabă când reluăm activitatea. Astăzi o să demarăm cu premiera Tenet, care este premieră în toată țara. Dar trebuie neapărat să menționez și că vom avea niște reguli pe care trebuie să le respectăm. Și anume, se va intra în instituție numai cu mască. Masca va fi obligatorie pe tot parcursul filmului. Bineînțeles, nu avem voie cu mâncare sau băutură în sala de cinematograf. Se va măsura temperatura la intrarea în cinematograf. Dacă se va depăși temperatura de 37,3 grade Celsius, din păcate, spectatorii nu vor putea să intre în sală. Acestea sunt regulile pe care noi trebuie să le respectăm și ne bazăm pe spectatorii noștri să fie înțelegători, să le respecte și ei, astfel încât noi să putem să ne continuăm activitatea cu cinematograful în continuare, pentru că dacă nu se vor respecta, din păcate o să trebuiască să-l închidem. Veți merge la capacitate 50% din cauza distanțării? Se va lăsa un loc liber între telespectatori? Da. O să avem o capacitate de 50%, un scaun liber între și pentru minorii sub 12 ani vor fi niște excepții, deoarece aceștia pot sta lângă un adult. Adultul poate însoți maxim 2 minori sub 12 ani și atunci putem avea grupuri de 2 sau de 3 persoane, după care, bineînțeles, un scaun liber între grupul respectiv și următoarea persoană. Ați adus în discuție minorii. Asta înseamnă că veți relua programul normal și cu proiecțiile pentru copii dimineața. Da. Începând de astăzi, de la ora 13, de fapt, va începe programul și cu proiecțiile pentru copii. Da. De fapt, cinematograful o să se deschidă cu un film pentru copii la ora 13:30 și ne vom continua programul normal. Va fi un mic decalaj între filmele de după amiază, cele care erau la ora 17 și ora 20, deoarece vrem să lăsăm 2 ore distanță de când se termină un film și până începe următorul, pentru a putea să organizăm dezinfectarea sălii așa cum trebuie. Și atunci avem nevoie de aceste 2 ore între filme. Dacă lucrurile în ceea ce privește reluarea activității la cinematograful 3D sunt foarte clare, ce ne puteți spune despre reluarea evenimentelor în sala de spectacole? Din păcate, nu vom reuși momentan să reluăm evenimentele în sala de spectacole, pentru că, așa cum am mai spus și în alte ocazii, momentan noi nu mai avem buget pentru evenimente. Dacă putem să reluăm activitatea la cinematograf, este pentru faptul că acolo noi plătim comisiuni din încasări. Pe când la evenimente trebuie să plătim contravaloarea serviciilor respective. Iar cum deocamdată nu a avut loc nicio rectificare bugetară, momentan nu putem să reluăm aceste activități. Așteptăm și noi cu tot interesul rectificarea. Am făcut solicitarea către Consiliul Județean, ne-am făcut niște calcule cu ce evenimente ne dorim să mai desfășurăm până la sfârșitul acestui an. În momentul în care vom primi bani, vom da și noi drumul la evenimente și vom anunța și noi spectatori. În perioada de restricții, în perioada de pandemie, de ce nu ați organizat evenimente în aer liber? Sau, începând de acum, când restricțiile sau regulile sunt un pic mai lejere, veți organiza? Veți merge și pe segmentul ăsta? Din păcate, iarăși, au fost 2 lucruri care ne-au împiedicat să organizăm aceste evenimente. Unul, cel lipsa unui spațiu adecvat. Cum am mai spus, noi nu avem o grădină de vară, sau mă rog, singura grădină de vară, fostul Navrom, este acum folosită în alt scop și nu ne-a
fost pusă la dispoziție. Acesta ar fi un prim motiv. Un al doilea motiv este același, și anume lipsa banilor, pentru că să organizăm afară pe platou din fața Consiliului Județean, de exemplu, însemna chiria unei scene, înseamnă firmă de pază, înseamnă toalete, înseamnă sonorizare și așa mai departe, înseamnă foarte mulți bani pe care noi nu i-am avut, având în vedere că la acest moment nu avem bani, cum vă spuneam, pentru evenimente. Ați primit cumva comisiuni din partea Consiliului Județean despre o posibilă rectificare sau informații în acest sens, când va avea loc și când veți primi totuși bani pentru reluarea activității atât în sală cât și în aer liber? Nu, nu am primit niciun răspuns la adresa pe care am făcut-o. Așteptăm și noi, cum așteaptă probabil și alte instituții, rectificările de buget pentru unii pentru a-și continua activitatea, unii pentru salarii sau unde mai au și ei nevoie. Doamne manager, vă mulțumesc! Mulțumesc și eu!